Mazăre pe arac, dragii mei. Ia uitați. Și încă n-a crescut prea mult și nici eu n-am stat să o leg. Ca diferență între mazărea normală, pe care o vedeți aici, și mazărea pe arac, ia uitați. Cât este de mică una și cât este de mare alta. Asta pe arac de-abia acum florește. Diferența ar fi la culoarea florii. Cea normală are floarea albă, iar aceasta un roz cu un vișiniu, o combinație, și foarte puțin alb. Teaca la cea normală, din câte se vede, este verde, după cum o știți. Iar la aceasta, teaca are o culoare mov. Da, acum începe să se formeze, deci nu putem vorbi de o teacă umflată, ca să vă arăt exact cum arată când formează și bobul. De-abia acum începe. Ia uitați aici, ce tecuțe frumoase. Atinge o înălțime de 2 metri, 2 metri și jumătate. Crește fenomenal de repede. Deci gândiți-vă că este același ritm de creștere ca și cea normală, care aceasta a ajuns la 15 cm și în unele cazuri a format și teaca. Deci astăzi putem vorbi că avem anumite teci care pot fi recoltate. Dacă începem puțin să ne băgăm nasul în ea. Bobul va avea o culoare asemănătoare cu cea normală, deci va fi verde. Însă teaca este mov, după cum observați. Direct din floare se formează teaca, care arată cam așa. Floarea cam așa. Este o mazăre destul de productivă, pot să zic. Dar ideea de bază e că poate fi urcată pe arac, adică poți să pui 2-3 araci. Bine, eu am încercat să fac o pânză, nu asta, dar nu mi-a ieșit. Sau n-am stat de ea. 2-3 bobițe acolo, 2-3 plante pe un arac și se agață singur, adică n-ar fi niciun stres. Deja are 1 metru, 1,20 m. Dar va ajunge până în vârful acelor araci și va produce suficient de mult. Avantajul că e mai ușor de cules. Și fiind acea teacă vișiniu închis, vă dați seama că are o mai mare cantitate de antioxidanți și minerale, proprietăți, vă dați seama. Ce vedeți acolo în față este un măr columnar, un măr de 4 ani, care anul ăsta are și el mere. Asta era una din chestiile pe care aș fi putut să vi le arăt. Ia uitați, fiecare terminație, și nu sunt puține, are buchetul ei de mere. Și așa este peste tot. Fiecare terminație are merele acolo. Ce pot să vă mai arăt? O anghinară. Plantă de anghinară care tocmai a plecat în vegetație. Este o plantă perenă care an de an va da din același bulb și se va face undeva la 150 de cm. Va înflori, va avea o inflorescență de circa 20 de cm roz, foarte, foarte frumoasă și plăcut mirositoare. Dacă o luați între timp, până să înflorească, poate fi consumat drept anghinarea pe care o găsiți la magazin, florile de anghinară, fructele de anghinară, sau acel carciofi de pe pizza, cum îi spun italienii. Ia uitați aici, avem merișoare. Ne-am plantat frumos aici, ne-am făcut o cutiuță cu fund
deci astupată, folie, ca să nu treacă turba acidă, să atingă pământul normal. Le-am lăsat și ceva spațiu ca în caz de ploaie de ceva să nu aducă ploaia pământ normal peste turba acidă și să-mi alcalinizeze pământul. Altfel, merișoarele s-ar usca. În scurt timp vor înflori, iar despre ele se știe că sunt foarte bune pentru cei care au probleme cu rinichii, foarte, foarte bune, mai bine spus, atât frunzele, ceai de merișoare, cum se spune, cât și fructele. Puțin mai încolo avem aronia, pe care o vedeți cât este de plină. Ia uitați aici, buchete peste buchete. Și așa este toată planta. Toată planta, absolut toată planta este plină de buchete. Și ce buchete, când se vor mări astea, vor îndoi până la pământ planta. Iar aici, afinii cu care v-am obișnuit. Ia uitați, și acestea sunt plini. Foarte plini. Pe orice rămurică avem rod bogat. Și anul ăsta vom mânca pesăturate afine. Din pomeștea ce au aproape 5 metri. Pesăturate. Ia uitați aici. Afine cât vezi cu ochii. Ce se vor coace toate fix la data de 1 iunie. Ia uitați. Avem aici bogății. Una a început puțin să se dea în pârgă, dar ceva nu e în regulă cu ea. Dacă a plecat de acum în pârgă, presupun că e stricată. Mai mult ca sigur. Ceea ce rar se întâmplă la afin, să vezi vreuna care se strică. Oricum, mărimea este undeva la nici jumătate din cât va fi la maturitate. Deci clar are o problemă dacă este așa. Ia uitați aici, foarte frumos ținut la umbră, în turbă acidă, căpșun smeur. Va arăta ca o smeură gigantică, undeva cât nuca, dar ea va fi căpșună. Căpșună japoneză. Și cât erau de mici de nu se vedeau, că practic toamna dispar de pe suprafața pământului, nu-i mai vezi, nu nimic, dar unele rădăcina în interior care va lăstări în N locuri, precum smeura. Pe unde nu te aștepți, însă aici am cumpărat două plante, de-aia arată așa. O să vedem evoluția lor și acestora, și în cazul acestora. Să ne auzim cu bine, dragi prieteni!